Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, ne întâlnim în ședință ordinară, o ședință cu puncte pe ordinea de zi în ceea ce privește actualizări de prețuri. S-ar putea să fie discuții mai aprinse. Mai avem pe ordinea de zi un punct referitor la colectarea deșeurilor și avem invitați de la ADIS pe domnul director general și domnul director adjunct pentru a ne explica exact cum stau lucrurile. Sper să fim pronți și eficienți pentru această ședință. Dacă se poate, domnule președinte, să venim cu... La primul punct. Da, îl avem primul punct. Da, să nu îi pun să aștepte pe domnul director. Bună ziua, domnilor consilieri, bună ziua invitaților, bună ziua tuturor. Domnul Munteanu și-a exprimat dorința de a intra online din motive personale. Ce mai lipsește? Domnul Da, și acolo nu? Și domnul Ieș? Costea. Da? Da. Am rămâne de la dumneavoastră. Puteți vrea să sunați pe doamna Mintea, o să rămâne la doamna Mintea, o să mă sună pe doamna Mintea și poate de la Mintea. Da? Cele spuse, abunările cele spuse, și constatând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței, declarăm ședința deschisă. La materialele de la comisie ați avut și procesele verbale ale ședințelor trecute. Dacă sunt discuții pe cele două procese verbale? Dacă nu sunt discuții, le supun la vot. Cine este pentru? Facem așa un pachet. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Împotriva, ținem la vot. Am deosebită onoare să vă predau că ședinței, domnule președinte, nu am Da. Bună ziua, doamna secretar. Bună ziua, doamna primar. Bună ziua, domnilor consilieri. Putem începe ședința, da? Proiectul nostru de zi privind convocarea Consiliului Local după ce în ședința ordinară pentru data de 30.08.2020. Primul proiect, punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Numărul 1211-3 din 0605-2021. Inițiator, domnul Iștoc Cristian, primarul comunei. Proiectul numărul 2. Avem ședință. Intri în direct sau ce faci? Hai, haide. Te sun, când trebuie să votezi. Alo. Bună ziua. Proiect de hotărâri privind aprobarea comunicării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrația proiectului de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bucăți și Județul Bacău. Inițiator, Iscop Cristian, primarul Comunei Bucăți. Punctul 3. Proiect de hotărâri privind darea în administrarea școlii gimnaziale Constantin Popovici Bucăți a unor imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Bucăți. Și punctul 4. Diverse. Nu știu cine a venit cu informarea... Domnul viceprimar. Așa, informare, intenția achiziționarea 40 de coșuri de gunoi stradar și montarea acestora în stații de autobuz și în centrul satelor comunei Buhoci. Dacă mai sunt suplimentări. Sunt două suplimentări cu două proiecte. Da, eu știu, domnul primar, că sunt aici. Deci, avem două proiecte propuse a fi suplimentate. Primul proiect se referă la actualizarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului reabilitare, modernizare și dotare a școlii Buhoci, structura a școlii gimnaziale Buhoci. Și cel de-al doilea proiect este
ceva foarte asemănător, respectiv actualizarea documentațiilor, indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri comunale, comuna Porci și satele. Prin programul Angel Summit. Da. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea proiectului de ordinea de zi, supunem la vot. Cine este pentru? Eu vreau să mă scriu și eu la diverse subiecte. Da, ajungem și acolo. Cine vrea să scrie la diverse, ca să nu facem întreruperi în timpul ședinței. Da, și la diverse ok. Domnul Oteanu, cum pot aduna? Alo? Cum vota dumneavoastră la proiectul numărul 1? Da. La ordinea de zi, pardon, la ordinea de zi. Pentru. Bine, domnul, vă mai spun. Și acum supunem ordinea de zi implementată la vot. Deci toată ordinea de zi. Cine este pentru? Majoritate, mulțumesc. Contra? Propun să începem cu proiectul numărul 1, ca să nu reținem domnii prea mult. Oricum e primul. Proiect de hotărâri privind aprobarea adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău. Și două de comune în Bucă. Cam cuvântul lor. Da, așa cum știți, nu numai la nivel național, probabil peste tot în nebunie cu actualizarea de prețuri, cu costuri pe carburant, dar mai bine vă explică domnul director în ce costă majorări de asta. Mai sigur, am discutat înainte, am pus problema cu AT-ului, în sensul că noi am susținut, am votat niște taxe la nivel de OAT, la începutul anului, s-au încasat mare parte din taxe, și nu știu cât ne permite legea să mai actualizăm. Eu știu sigur că nu se poate, dar sunt alte portițe pe această temă. Domnul director, vă rog, astăzi. În ziua, în partea Adis Bacău, Viorel Hote este numele meu, sunt director executiv al Adis Bacău, începând cu data de 8 august, anul curent. După cum ați primit, cred că fiecare dintre dumneavoastră, documentația și proiectul de hotărâre cu fișele de fundamentare, operatorul Soma, pe contractul care l-are semnat cu Bacău și 22 de comune, în baza legislației în vigoare care îi permite să solicite actualizarea tarifului, majorarea acestuia, a venit cu o solicitare de majorare de tarif generată de creșterile operaționale, ceea ce înseamnă crește pe combustibil, pe asigurări, pe cheltuieli financiare. Documentația ați primit-o cu toții, a fost verificată de către noi în baza atribuțiilor pe care le avem noi ca interfață a dumneavoastră a UAT-urilor. Opinia noastră că este justificată această majorare de tarif și, așa cum a spus domnul primar, putem vedea cu toții ce se întâmplă în ultima perioadă. Așa că, conform statutului ADIS, este necesară o hotărâre de Consiliul Local din partea fiecărui UAT parte în acest contract, în sensul de a se aproba modificarea tarifelor, după care urmează semnarea actului adițional și intrarea în vigoare acestui nou tarif. Întrebări, dacă sunt, noi vă stăm la dispoziție cu informații. Am înțeles majorarea din prețuri, dar referitor la calitatea serviciilor aveți ceva de spus? Referitor la calitatea serviciilor, în ce sens la calitatea serviciilor? Personalul de lucru care aveți și modul în care... O secundă, pentru că în opinia mea cred că faceți o confuzie între ADIS Bacău și Soma. ADIS-ul Bacău este asociația UAT-urilor și este interfața UAT-urilor în contractul cu Soma, iar Soma are un contract de delegare semnat cu ADIS în numele dumneavoastră. Dar lucrați împreună. Nu lucrăm împreună. Noi suntem două entități distincte. Suntem două persoane juridice distincte. Noi nu lucrăm împreună cu operatorul. Noi suntem UAT-urile. Da, deci noi cu majorarea de preț. Calitatea serviciilor, trebuie să exemplificați ce sunteți nemulțumiți pe calitatea serviciilor, că aici comportă multe discuții. Vă pot răspunde punctual la fiecare întrebare pe care răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, doamna secretar, stimați colegi, stimați invitați. Da, o să
am niște întrebări și niște remarci raportate la instituția pe care dumneavoastră o reprezentați. ADIS-ul, dacă înțelegem cu toții bine, este un form managerial care se ocupă de toate OAT-urile de clasă al șefului Bator. Corect. 22 la număr. 90. Așa. Dumneavoastră vă ocupați de partea de management și din câte am verificat noi pe site-ul instituției dumneavoastră, aveți salarii extraordinar de mari. Eu nu am văzut care este implicarea managerială a dumneavoastră în instituție, în OAT Gold, de exemplu, prin vorba colegului nostru, domnul președinte, prin ridicarea unui nivelului calitativ al serviciilor oferite de cei de la SOMA, cu care, cum a spus și dumneavoastră, aveți un document în care a semnat o colaborare, o reprezentare, un contract. Dacă dumneavoastră ați uitat, bănuiesc că știți. Noi, la începutul anului acesta, sau chiar mai de mult, am făcut față unei măriri a taxei de salubritate de la 80 de lei la 2, de 10 ori mai mare decât cea inițială. De la 80 de lei de gospodărie la 80, de la 80 de, lei, de lei de persoană. Chiar 94 de lei de persoană. Deci, bănuiesc că în limitele financiare pe care le-am adoptat noi Consiliul Local, domnule primar, vă rog să râdeți la urmă. Nu, n-am terminat. Că nu mi-a să calculeze. Păi 80 de lei de familie era înainte și acum 94 de persoane. Ați uitat? Așa este. Păi, mai studiați puțin hotărârile de cel. În consecință, măririle au fost destul de mari. 84 de lei de gospodărie, de familie. Până în iunie 2018. Da, iunie 2018. Raportarea dintre nu de anul trecut. Nu. Spun că deja oamenii din Comuna Bogoci, și bă, noi vorbim de Comuna Bogoci, că pe aceștia îi reprezentăm, au suferit o limitare a bugetului personal cu niște sume destul de consistente, care sunt datorate firmei SOMA ca plata taxei de salubritate, da? Acum dumnealor vin în calitate de manager, de instituție de management a tuturor OAT-urilor și vine să mai vrea niște bani tot de la unitățile administrativ-teritoriale în baza măririi prețului la combustibil. Haideți să fim serioși. Motivația este una pertinentă din punctul meu de vedere, dar nu impune mărirea taxei de salubritate. Dacă nu mă înșel, nici la nivel județean nu a fost aprobat ca fiind legală, cum a spus dumneavoastră, această mărire, această modificare a taxei de salubritate. Păi dacă nici la nivel județean, unde să considerăm că dumnealor sunt mult mai experimentați ca noi, cei de la țară? Și, încă o chestie, da, foarte bine remarcat de colegul nostru, modificarea se dorește retroactiv. Adică de pe 6 mai. Așa scrie aici. Din 06-05-2015. Deci acoadiționalul este din 06-05-2015. Dacă vă uitați la actul adițional, este precizat că actul adițional va fi valabil odată cu semnarea lui. Semnarea lui nu este... Bun, eu nu vreau să mai lungesc prea mult. Cred că toată lumea știe că cererea dumneavoastră nu poate fi acceptată de OAT-ul. Dacă îmi permite să vă răspund punctual. Dar n-am terminat. Pot să vă răspund? Da, puteți răspunde. Dacă îmi permite, domnul președinte. În primul rând, ați pornit cu salariile angajaților ADIS. Această asociație a fost formată de OAT-uri în 2010. A fost impusă OAT-urilor, nu a fost formată de OAT-uri. A fost impusă de către Consiliul Județean Bator. Vă rog să-mi permiteți să pun până la capăt. Dacă vreți să purtăm un dialog, purtăm. Dacă nu, ne contrazicem și nu o să găsim nicio soluție. Cred că este tardiv să spunem în momentul de față dacă această asociație își are rostul sau nu își are rostul. Județul Bacău a avut un proiect gândit pentru salubritate și din punctul meu de vedere el este funcțional și funcționează și rezonabil. Nu spun că nu poate fi îmbunătățit și asta și încercăm în momentul de față. Tot ce se plătește din taxa de salubritate nu se duc în salariile angajaților ADIS, asta prin informarea dumneavoastră. Tot ce se plătește din taxa de salubritate se duce strict pentru plata serviciilor de colectare, transport, deșeuri, depozitare în groapa de la Bacău. Legat de calitatea serviciilor, da, operatorul SOMA
împreună cu noi, adică împreună cu dumneavoastră autoritățile locale, putem face ca acest serviciu să presteze la un standard de calitate mult mai bun decât în momentul de față. Dar cum putem face asta? Că ați ridicat problema taxei. Sunt creșteri, eu zic, justificate. Cum putem face față acestor creșteri? Scăzând cantitatea de deșeu care se generează de fiecare UAT și care se plătește la cantitate. Crescând cantitatea de deșeu reciclabil și tinzând să atingem țintele de colectare selectivă pe care nu le-am instituit nici eu și nici dumneavoastră. Sunt stabilite la nivel național și dacă nu le atingeți ca fiecare UAT, atunci veți plăti la fondul de mediu. Bani pe care îi puteți cheltui în interesul comunității. Haideți să vedem lucrurile și în felul ăsta. Haideți să fim conștientizați fiecare și să fim conștienți că educația pleacă de la noi și să încercăm să fim mult mai educați. Asta e și problema la Soma. Deci, da, Soma... Putem un dialog, domnul director, da? Da, vă rog. Deci, ați spus că finanțarea instituției dumneavoastră și a salariilor cele grase pe care le consumim va fi așa, nu sunt din banii din taxa salutată. Corect. Puteți să ne spuneți de unde sunt banii? Din cotizația pe care o plătește fiecare UAT în baza statutului. Deci tot din banii noștri. N-am spus că nu e din banii dumneavoastră, dar n-am spus că e din taxa. Ați încercat să insinuați că banii ăștia vin de pe lună undeva și noi nu avem nicio treabă cu acești lucruri. Domnul primar, vă rog frumos. Doriți să dezbatem problema asta sau să facem ce vreți dumneavoastră? Păi ați putem și la comisie, domnul. Comisia nu s-a întâlnit niciodată de când suntem noi consilieri locali. Dar dumneavoastră. Ba da, în fiecare zi. Nu există. Drept dovadă este și cererea mea către doamna secretar general să îmi pun la dispoziție toate procesele verbale ale comisiilor de specializare. Să ne dăm subiect, dar domnul primar întrerupe. Trebuie să fie... Dumneavoastră să faceți diferența dintre plata din taxa contribuabilă. Domnule primar, sunteți primarul comunei Bucovina. Plata din cotizații înseamnă că am venit să dau. Sunt primarul comunei Buhoci, sunt primarul comunei Buhoci. Cine sunt cu Buhoceni? Păi sunt cu Buhoceni, domnule. Dar vreau și servicii în același timp. Care servicii? Și de calitate. S-au mărit taxele de salutare. S-au mărit în toată lumea. Astronomic. Și serviciile sunt mai proaste ca înainte, domnule. Dumneavoastră vreți să aveți un serviciu de salubritate pe raza comunei? Este, dar nu așa, nu oricum îl vrea dumneavoastră și colegii dumneavoastră. De asta au venit. Au venit să le impună niște condiții pe care... Că salarii grase, salarii... Păi dar nu e așa! Nu am venit nimic de la ATIS, nu am văzut nicio... Și dumneavoastră sunt angajați, au și dumneavoastră de... Atunci merge și noi la ATIS și gata! Păi merge, cine vă lasă acolo să dea specialist? Păi dar... Haideți să nu lungim! Să fac părere la dumneavoastră, că văd că sunteți interfața! Vă rog frumos! Haideți să vorbim serios! Avem aici doi reprezentanți, adică... Avem doi reprezentanți, aveam un dialog cu domnul director și domnul primar... Nu, aici în ședință, că dezbatem o problemă care poate afecta financiar fiecare cetățean din comuna Borți, domnule primar. Vor să mai întrebi câte ceva. Dar nu am terminat. Referitor la taxe. Dar haideți să fim de problemă. Suntem aici pentru a dezbate fiecare proiect, oricât este necesar, pentru a înțelege și pentru a putea lua o decizie de vot în cunoștință de cauză. Creșterea taxelor, dar poate ne motivează. Păi asta încercăm să fac, dar ne întrerupe domnul primar. Păi da, ne comentați ca să ne auzim, domnul Iftin. Haideți să fim practici. Asta va să fie foarte practic. Păi asta nu aveți răbdare, ca de obicei. Vă rog. Dacă, am consult, vă rog. Dacă mai aveți ceva de spus referitor la chestia asta, dacă m-am întrebat, dacă nu, îl dăm pe cuvântul la altcineva care a ceva de spus. Alt consilier vrea să întrebe altceva. Dar de ce să... A terminat-o, doamna secretar? Nu, nu, da. Păi atunci ce faceți? Faceți administrație publică care e obicei. Salariul ADIS-ului nu intră în discuția noastră de pe care ne plătim de fiecare UAT din banii contribuabililor. Asta cu domnii director să avem o altă discuție. Și eu nu simt că ADIS-ul a oferit comunei Buhoci și cetățenilor un management performant care să ne facă pe noi să fim mulțumiți de sistemul de salubritate din comuna. În final, nu sunteți de acord, votați în consecință, dacă altcineva nu are ceva de spus. Este clar, același pumn în gură pus cu ajutorul unui ex-socialist care a trecut de partea primară. Am înțeles. Este degradant ce faceți, domnule. Este degradant, domnule Gărescu. Dacă ai ceva de spus... Oamenii din comuna Buhoci trebuie să știe că domnul Gărescu Stoian a trecut de partea răului. N-am trecut din nicio parte. Eu așa am fost întotdeauna. Înseamnă că ați fost rău. Dacă ai ceva de spus, spui, dacă nu dă voi la o coleg să spune părerea. Aș spune ceva, dar doar aș fi onorat și aș da demisia. Nu mai tu, nu mai vine... Pentru că am ce spune, domnule. Nu mai tu, atât. Mai dați și spune altceva.
Oricum, bă, reabilitării n-au nicio valoare, că tu ești mai pe acuzații, acuzații, acuzații. Sunteți penibil, domnule ministru. Da, ca de obicei. Da. Ăsta e nivelul dumneavoastră. Da, știu. Da, domnul. Deci, îmi pare, domnule director, dialogul nu s-a finalizat din cauza performanțelor domnului primar. Domnul președinte, vă rog să-mi permite să-i răspund întrebările dumneavoastră de Consiliu. Dacă aveți timp și disponibilitatea să veniți la Aldi, să purtăm o discuție în continuarea cele de astăzi și să fim transparenți pe ceea ce înseamnă acest serviciu pe care ADIS-ul, repet, ca interfața OAT-urilor, îl managerează, cum spuneți dumneavoastră, în numele comunelor. Noi vă stăm la dispoziție și poate ideile dumneavoastră pozitive pot fi implementate pe contractele în derulare. Vă rog să aveți în vedere că managementul ADIS s-a schimbat de pe data de 8 august, anul curent. Da? Și intenția noastră ca management este să facem din acest serviciu să devină cât mai performant, să ne atingem fiecare dintre OAT-uri țintele de colectare selectivă, operatorul să-și respecte contractul și să avem în vedere că acest serviciu este un serviciu de continuitate și nu poate fi întrerupt, care comportă riscurile lui. Vă rog să aveți în vedere toate aceste aspecte. Dacă dați voie și nu vă supărați, ADIS-ul reprezintă și municipiul Bacău sau mai au toate? ADIS-ul reprezintă toate UAT-urile din județul Bacău, inclusiv dar municipiul Bacău. Inclusiv municipiul. Și la municipiu, așa avea o întrebare. Aveți hotărârea de Consiliu? Mâine este ședință la ora 10 și suntem invitați și în ședința Consiliului Local Bacău să dăm explicații sau să răspundem întrebărilor care se vor pune acolo. Vă mulțumesc. O singură remarcă și am încheiat pe subiectul ăsta. Domnule director, apreciez invitația dumneavoastră și cred că o să îi dau curs. Vă rog. Pe care de consecință, pentru a putea lua o decizie competentă sau în cunoștință de cauză, să spun așa, din partea fiecărui consilier local, propun să scoatem pe ordinea de zi acest proiect astăzi, discutăm, vedem care sunt beneficiile sau problemele acestui proiect și îl pune pe ordinea de zi la o ședință CL-ul ulterior. Dacă îmi permite, domnul președinte, vreau să-i răspund domnului consilier. Este opțiunea dumneavoastră ca și Consiliul Local ce faceți cu acest proiect de hotărâre și cum acționați, pentru că decizia este strictă a dumneavoastră. Să aveți în vedere că operatorul justifică niște pierderi operaționale și că există riscul de întrerupere a prestării serviciului, asta nu înseamnă că noi ținem, suntem interfața operatorului. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă acest serviciu nu se prestează. Și gândiți-vă că ADIS-ul, ca principiu de funcționare, este principiul solidarității. Hotărârea, blocarea hotărârii de către unul din OAT-uri va bloca inclusiv municipiul Bacău. Și nu cred că vrem să ajungem la un scandal al gunoaielor. Asta înseamnă, eu vă explic macro cum stă situația, decizia este strictă a dumneavoastră cum acționați. Dar asta sună și eu ca un mic amenințare. Nu sună, v-am explicat cum funcționează. Nu. Nu. Vă spun cum funcționează ADIS-ul și cum se iau deciziile în asociație. Fiecare UAT are teoretic un drept de veto. Să se duce în AGA ADIS, unde el mandatați pe domnul primar să voteze într-un anumit sens, cum stabilește Consiliul Local. Deci, ca să sintetizăm pentru toată lumea, această propunere a dumneavoastră aduce cu sine o mărire a taxei de salubritate pentru cetățenii din Comuna Boș, da? Nu e obligatoriu, domnule. Păi, altfel cum se poate, domnule? Vă spunem cum se poate. Prin progestionare, mai adecvată a generării deșeurilor la nivel de OAT. Da. Dacă se reușește diminuarea cantității de deșeuri prefate în amestec, deșeuri reziduale, care ajung să fie eliminate prin depozitare, atunci OAT-ul reușește să încadreze în bugetul care a fost stabilit pentru anul 2022. Dacă la nivel de OAT va fi aceeași cantitate de deșeuri generată pentru a fi eliminată prin depozitare, într-adevăr, nu va fi suficientă taxa de salubritate stabilită la nivelul anului 2022 pentru anul 2023. Total de acord cu dumneavoastră, domnule director, ajung, doar că realitatea este cea care vorbește de la sine aici, în Comuna Boș, și realitatea noi o cunoaștem, pentru că locuim aici. Toate cele spuse dumneavoastră, raportate la operatorul de salubritate, la SOMA, privind selectarea gunoiului menajer, selectarea nu o face operatorul. Am înțeles. Nu. Noi o facem, dar operatorul o pune la grămadă.
Da, deci, dar să știți ce este o problemă. Vreau doar ca să știți realitatea. A doua problemă. Am putea reduce volumul de gunoi menajer de proveniență vegetală, să dăm un exemplu, dacă comuna Vocea ar avea o platformă de compostare. Nu o are. Pe care, de consecință, nu avem voie să dăm foc la vegetale, la frunze, la crengi, la nimic, pentru că este ilegal începând cu anul, da? Nu avem platformă de compostare, suntem obligați să facem ceva. Nu? Pe care, de consecință, fiecare om care poate din lipsa spațiului, din lipsa posibilităților, anumitor lucruri care l-ar putea ajuta în procesul ăsta de colectare, este obligat să pună tot gunoi pe care îl produce selectiv. Problema intervine atunci când vin domnii de la Soma și îl iau pe acel gunoi selectiv și îl pun în aceeași metă și îl pun la patru. Vreau să vin cu explicații în acest sens. Știți foarte bine că s-au publicat pe site-ul primăriei și pe alte site-uri la angajații primăriei graficul cu selectarea selectivă. Atâta timp cât graficul ăla se va respecta, vă spun că gunoiul nu se va amesteca, că vin mașini diferite pe sortimente. În timpul colectării normale, să zicem așa, cetățeanul scoate că nu este informat sau n-a ajuns informația la timp. Este datoria și a Consiliului Local și a angajaților primăriei să facem strategii de informare și de conștientizare pentru a ajunge la un preț scăzut prin colectare selectivă. Că de altfel stăm aici, discutăm contradictoriu, ne acuzăm și ajungem să ieșim bolnavi de licența de Consiliu. Nu am făcut acuzii, am expus o stare de fapt. Haideți să ne mobilizăm tot și referitor la mobilizare și la rugămintea către Consiliul Local de a aduce acele chestionare de mobilitate. Dar trecem la diverse și o să discutăm dacă nu o să uităm. Deci îmi pare rău. Oamenii. Activitate sau aport un pic scăzut, ca să nu spun zero. Dar haideți să ne gândim și în partea în care eu știu că din partea unora se urmărește ca serviciul să fie blocat sau suspendat, ca cumva cetățenii să vină cumva că vin la primărie, nu duce acasă la domnul viceprimar sau la domnul consilier. Este o teamă permanentă a dumneavoastră, nu asta este motivația. Înainte de a discuta contradictoriu, să verificăm și statutul ADIS și clauzele contractuale, să vedem dacă sunt bazate legal și nu oricând cer aceste prețuri și din câte am studiat, sunt bazate și stabilite de la bun început, dar nu vreau să ajung cumva și a acuzat domnul Ihtimi, așa că nu mă acuze, că țin partea ADIS-ului. Nu! Țin partea cetățeanului, dar în același timp vreau și servicii. Vreau să fiu și eficient. Ce facem atunci? Da, vă rog. Da, domnule președinte, vă rog. Un minut, o secundă. Aș avea o întrebare la domnul director. Mergând pe ideea că până la urmă o să mărească cu nu știu cât prețurile. În condițiile când o să fac selectarea deșeurilor și o să reducă din cantitate, dumneavoastră mai reduceți din prețul după aia? Sau rămâni cu același preț ca la bulă? Hai și vă domnul director. Domnule președinte, UAT Buhoci plătește în momentul de față la cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare. Atât. În funcție de cantitatea care este colectată într-o lună, atât vine factura la primărie. Cu cât? Cantitatea este stabilită de sistemul de cântărire de la instalația de depozit. Da. Deci fiecare mașină când ajunge se cântărește, asta este cantitatea. V-aș ruga frumos să veniți un pic și cu variantele propuse sau gândite pentru a ajunge cumva la formula plătești cât... Exact. Dacă îmi permite, domnul președinte, domnule primar, știm cu toții că legislația în domeniu a stabilit principiul plătește cât arunci. Se desfășoară o campanie de informare a gărzii de mediu Bacău pe chestiunea asta la toate UAT-urile. Acest principiu prevede mai multe modalități de a-l pune în aplicare. În momentul de față, noi recomandăm UAT-urilor raportat la clauzele contractuale, la documentația de atribuire în baza căreia a fost atribuit acest contract de delegare către operatorul Soma, pe care fiecare UAT prin Consiliul Local a aprobat-o la momentul respectiv,
propunem ca acest sistem să fie implementat prin frecvențe de colectare diferite. În ce sens? Veți putea aproba taxe de salubritate diferențiate. De exemplu, pentru două ridicări sau trei ridicări lunare, cetățeanul să plătească o taxă și dacă mai vrea una în plus, în momentul ăla să plătească o taxă suplimentară. Asta, teoretic, ar trebui să ducă la scăderea cantității de deșeuri generate. În al doilea rând, s-ar respecta legislația în domeniu și ați putea reduce cantitățile și inclusiv costurile prestării serviciului. Asta ar fi o variantă. Au mai fost variante în care unii primari și unii consilii locale au spus să fie dotate utilajele cu niște instalații de cântărire. Exact. În momentul de față, pe contractul existent, să aveți în vedere că avem un contract existent, aceste sisteme de cântărire nu au fost gândite și prevăzute în documentația de atribuire, ar genera niște costuri suplimentare semnificative din punctul nostru de vedere. Văd că aveți o opinie contrară și vă rog să mă contraziceți dacă știți că există vreun astfel de sistem și cam cât ar costa și cum ar putea fi operat. Iar aceste sisteme de cântărire la generatorul de deșeu primar ar genera niște erori care însumate în total la o mașină ar duce la cantități diferite la ce se colectează pe mașină și ce se cântărește în rampă când ajunge. Dar cea mai simplă variantă ar fi... Nu, cea mai simplă variantă ar fi, vă rog să mă ascultați, cea mai simplă variantă ar fi să aplicați principiul acesta în sensul de a se stabili frecvențe de colectare diferite și taxe diferite pentru anul următor. Frecvențe de colectare diferite doar la colectare deșeuri reziduale. Evident. Nu discutăm de cele reciclate. Domnule director, dacă îmi permite, domnule președinte. Da, vă rog. Încep cu remarca, pentru că domnul primar a făcut două remarci diferite în această ședință pe acest subiect. La început a spus că nu există cadru legal pentru propunerea domnilor. Și acum, mai devreme, un minut, a spus că ați verificat și există cadrul legal. Dacă există cadrul legal, să mi-l explici domnii. Și asta registrarea făcută, domnule primar. A spus așa, s-a auzit doar. Bine, asta am să spun. Și încă o chestie. Vă rog frumos să nu mai faceți afirmații nesusținute de realitate. Eu nu fac nicio acuză nimănui. Încerc să aflu dacă realitatea într-adevăr impune o creștere a taxei salubritate pe care o suportăm noi toți. Vă aduc aminte că sunt familii în comuna Boci cu 7, 8, 10 membri care trebuie să plătească o sumă care îi bagă în faliment. Știți lucrul ăsta și asta de când a fost mărită taxa salubritate ultima oară. Știți foarte bine că așa se întâmplă. O altă mărire îi bagă în mormânt, domnule primar. Haideți să ascultăm și părerea domnului. Dar cum nu faceți dacă asta este? Dar de unde trăiți? Că văd că sau nu va mai colecta nimeni nimic. Asta vreți să nu, asta este iar o minciună pe care o fac. Nu este ce va ieși din bucurie. Doar în mațul domnului. Mai discutăm la primul. Domnul președinte, mulțumesc pentru... Bugetul și eu aveam o simplă întrebare. Contractul între cine este încheiat? Prestatorul de servicii sau ADIS? Contractul OAT cu prestatorul de servicii sau ADIS? Suntem membri în ADIS și ADIS. Am înțeles între cine este încheiat contractul. Care este și ADIS și prestatorul. Soma, da? Asta am văzut. Problema noastră... Tu nu înțelegeam rolul ADIS-ului pentru a negocia diferența de preț. Da? Asta. Simplu și la obiect. Domnul consilier. Da, vă ascult. Nu știu la tot ce este doar mandatarul încheierii contractului cu deșteptuna voastră, ați dat un mandat. Prin hotărâre de Consiliul Local, că ADIS-ul să încheie contractul. Noi suntem doar... Avem calitatea de mandatar. Eu am întrebat. Contractul este între... Municipiul Bacău, 22 de comune și operatorul SOMA. Asta nu. Adică este doar mandatarul încheierii contractului. Adică am vrut să știu temeiul legal între cine este încheiat contractul, prestator servicii și beneficiar. Deci contractul a fost încheiat de ADIS în numele și pe seama municipiului Bacău și a celor 22 de comune. Deci beneficiarul este municipiul Bacău și cele 22. Asta am vrut să știu, temeiul legal. Mulțumesc. Nu se putea face contractul direct fără ADIS, intermediarul. Da, dacă există, spuneți dacă temeiul legal este domnul prestatorul. Stimați colegi, stimați invitați,
calitate de consilier nu pot să fiu de acord cu aceste creșteri din zi în zi. Noi am încheiat un contract la început de an. Cetățenii din comuna Buhoci deja o parte din ei au plătit. Ce le vom spune acum, domne, să vedem? Au venit presiuni de la centru, altceva nu putem să le spunem. Ce le spunem noi cetățenilor acum? Când suntem în 1 septembrie mâine, ce le spunem? Băi, fraților, mai veniți încă cu o sumă de bani. Noi suntem Consiliul Local de la Buhoci, ne batem cu până în piept, nu? Noi am spus că le vom apăra interesele. Nu le vom globa și le vom aduce în greutăți. Spuneți-mi și dumneavoastră, dacă mai vine mâine alții, tot la fel de la centru, veți spune la fel, doamne, trebuie să mai mărim taxele. Vedeți, asta este această guvernare. Ne pune o povară, un jug. Un jug, ăla se cheamă jug. Așa doriți și cu comuna Buhoci. Până acum cu toți am plătit o anumită sumă și de acum ne trezim mâine, poi mâine, dar mai bine cineva, doamne, mai mărim taxele. Mai trece o zi, două, mai bine alții reprezentanți tot de la centru și tot la fel vor spune, mărim taxele, fraților. Nu este posibil, eu nu pot să apăr în felul acesta cetățeanul care m-a votat. Vă mulțumesc. Nu pot. Asta sunt eu. În condițiile astea, supunem la vot proiectul de hotărâri și în consecință vedem ce se aprobă sau nu se aprobă. Păi, dar este o... Ce să amânăm? Să ascultăm ce face Consiliul Local Buhoci, Bacău. Noi suntem la cheremul Consiliul Local Bacău. Noi hotărâm ce e soarta comunei Buhoci. Categoric. Deci, deci nu suntem... Nu suntem ce să-i spun? Poate am văzut la televizor. Ce să mă duc să-i spun? Poate am văzut la televizor. Și știu cum și-o face Consiliul Local Bacău. Nu, vă rog frumos, nu fiți avocați. Asta a zis dumneavoastră. Supunem la vot și vedem ce cine este pentru. Pentru proiectul de hotărâre, da. Așa cum a fost, așa cum a fost prezentat. Și pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Majoritatea, domnule. Nu majoritatea, că aici trebuie să numărăm. Păi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Domnul Munteanu, cum votați pentru primul proiect? Sunt 10 pentru... Trebuie să întrebi. Domnul, lăsați să întrebi că ăsta este ilegal. Împotrivă. Haideți să le... Păi am zis, doamna, s-a votat împotrivă deja. Da, dar nu am numărat, domnul Istini, da. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 împotrivă. Doamna secretar s-a votat cu 10 împotrivă în prima vară. Deci vă rog, să zicați. Păi o să ne uităm pe cameră. Deci abțineți, vă rog. S-a votat împotrivă. Domnul, a votat domnul... Dar domnul ăla a votat împotrivă. Cine a votat împotrivă? Am văzut. Întrebați-l, domnule, ce a votat. Okay, dar suntem aici. Întrebați-l pe oameni în fața mea. Dar proiectul nu a trecut. Ok, ne vedem în contencios. Nu a trecut proiectul de hotărâre. Trecem la următorul. Nu a trecut, nu? Nu a trecut, așa. Dar oricum, pentru ce ați făcut, o să facem o plângere la instituția prefectului. Două mai mici. Da. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Noi vă mulțumim pentru participare. Un singur cuvânt aș vrea să vă spun. Este decizia dumneavoastră suverană. O să trec, dacă soarta comunității dumneavoastră o hotărâți dumneavoastră și veți acționa în consecință pe viitor. Poate veți găsi soluții mai bune decât le-am gândit noi. Mulțumim frumos. O zi bună. Eu nu-mi doresc decât atât. Și asta vă spun eu. Să am servicii. Da, și asta vă spun. Nu, gândiți-vă pe lângă. Deci ascultați.
Deci o fi ilegal interpretată de care problema. Și deci nu, deci că nu nu să nu și dar e mai gândiți-vă, gândiți-vă, domnul Ieftimie. Domnul Ieftimie. Domnul Ieftimie. Nu trebuie proiectul. Gata, hai să facem mai mare. O să ajungem în situația în care ca să influențați votul ăsta faceți. Domnul Ieftimie. Domnul Ieftimie. Domnilor consilieri, gândiți-vă că la următorul program de colectare nu mai vine prestatorul. Ce faceți? Ce faceți, domnul Ieftimie? Căutăm soluții, domnule primar, atunci. Care? Da, dar simplu. O să vă dau la sunt și alte soluții. O să veniți la primărie. Domnule, atenție că să ajung. Nu vreau să o luați ca amenințare. Hai să găsim soluții practice și să ajungem la cheltuieli. Că sunt niște costuri. Lăsați, domnule primar. Ulterioare. Cineva o să le suporte. Aveți bani. Da. Ați băgat 12 milioane de euro pe canalizare. Ce spuneți dumneavoastră? Când vă fac 12 milioane de euro. Dezinformator, verificați documentele. 12 milioane de euro. 11,8. De euro? De euro. De unde vă să calculați asta, domnule? Din ce ați cheltuit dumneavoastră? Domnule, dumneavoastră faceți niște acuze nefondate și nejustificate. Dar nu vă dau ori de casă, că discută, dar sunteți o trompetă. Dumneavoastră sunteți mare nesimțită. Hai să te rămâne cu discuție. Atunci arătați. Trecem la punctul numărul 2. Vă rog frumos. Eu arăt bine, domnule primar. Proiecte, da. Deci proiectul nu a trecut asta aici. Proiect de hotărâri privind aprobarea comunicării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bucovina și de Batou. Vă rog, domnule. O să mă prezint eu? Da, vă rog. Deci, vreau să nu știu, fericit unul dintre consilieri locali care a fost interesat de acest proiect de hotărâre. Am venit, i-am dat niște relații. Deci, dintre dumneavoastră. Vreau să spun că inventarul bunurilor care au cătuit domeniul public al Comunei Bucovina va trebui completat și cu bunurile care sunt la proiectul de hotărâre numărul 3 de pe ordinea de zi. Plus, se are în vedere identificarea unor suprafețe de teren care nu sunt incluse în inventar. Și atunci o să completăm acest inventar. Îl trimitem la minister pentru avizare, va veni avizat sau eu știu cu dacă cu documente de completat vom completa și atunci pe baza avizului vom intra în ședința de consiliu și vom vota acest dar unde inventar. Sunt bucățile astea de teren? Dar nu sunt. Asta spunem. Deci bunurile care le predăm la școală, inclusiv grădinițe, terenul de sport, și la Bucovina și la Bijlieu, deci tot ce se identifică pe raza comunei ca fiind modificată valoare, drumurile, iarăși, care sunt intabulate, asfaltate, deci incluzând valoare, suprafață, valoare din inventar, suprafață, poziție din inventar. Deci, cu alea care au fost cum identificat, care a fost domeniul public al primăriei. Da, ele sunt. Numai că acest inventar... Nu mai știm în ce stadiu sunt. Gen, localizare, crâșmă... Dar nu discutăm despre crâșmă. Păi teren, nu? Văzut teren. Alea nu se discută niciodată. Dar face SF. Domnul mai ajung domnul primar n-are interes. Știți că unde sunt ce domnul primar n-are interes? Nu vă rog, 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 Comunale.
Domnul președinte, lăsați... Domnul președinte, acuzații să discute afară, dacă vă deranjează. Da. Ceva nou sau tot vechi? Pe subiect, domnul președinte. Da, vă rog. Mulțumesc frumos. Domnul primar, doamna secretară, exact cum ați menționat dumneavoastră în expunerea de motive, ne spuneți că nu sunt actualizate... O secundă. Nu sunt actualizate toate tot ce înseamnă patrimoniul, da? Ok. Dar în același timp, dumneavoastră, veniți aici cu articolul 2 pe acest proiect, în care abrogăm un proiect precedent, anterior, de hotărâre, în care încercam să trecem în domeniul public-privat al Comunei Buhoci, trei amplasamente. Corect? Păi am explicat. Păi și de ce l-abrogăm? Pentru că trebuie să facem un inventar completat cu tot ce v-am expus înainte și apoi trimitem la avizare la minister, primim avizul ministerului și apoi aducem în atenția dumneavoastră și aprobăm hotărârea pozitivă. Include și terenul de care ați spus că da. Facem o lucrare. Deci avem monitor oficial cu bunurile. Dar noi în momentul de față noi trebuie să dăm ministerului dezvoltării o situație actuală. Nu o situație. Propunerea de introducere, de modificare, iar la fiecare propunere trebuie să avem documente justificate de spate. De exemplu, un drum l-am avut spre asfaltare, da? L-am împărțit dintr-o privată mare pe vale, de exemplu, în două trosoare. Acel drum noi l-am aprobat ca împărțit modificarea domeniului public în hotărâri, prin hotărâri Consiliului, dar el nu a fost avizat la autentificat monitor oficial. Deci a fost aprobat numai la nivel de parte prin hotărâre, și a fost supus modernizării, are altă valoare, dintr-un drum a făcut două, cu valori diferite. Ei, această modificare, noi nu am acționat cunoștință ministerului, nu avem aviz pe ele. Deci noi am făcut proiectele. Acum avem proiectul pe Aghel Salinic, cu drumurile. La fel, am dat drumul, le-am intabulat, dar nu avem avizul de la minister pentru acest inventar. Acum înțelegeți de ce. Deci pentru că proiectul dumneavoastră, a domnului primar, da? Spune că aprobăm comunicarea Ministerului Dezvoltării, Lucrările Publice și Administrației a proiectului de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Buhoci, da? Da. Deci nu mergem cu o propunere. Proiectul înseamnă propunere. Asta înseamnă proiect. E o propunere proiect. Este aprobat de decizie. Dar nu e aprobat. Când va fi aprobat, va deveni Ministerul de aviz. Ministerul de aviz. În baza avizului venim la aprobare. Asta este diferența între proiect de hotărâre și hotărâre. Asta e. Și abrogăm hotărârea care am aprobat-o anterior pentru a completa și a face o listă de drumuri și bucăți. Am înțeles. De asta am și solicitat lista completă cu inventarul AT Buhoci. O primiți. E un monitor. Da, o primiți. E monitor oficial. Dacă exista în cadrul ședinței și la comisii, probabil că discutam asta. Eu v-am explicat la... Dar explicațiile pleacă. Scrisul rămâne. O să primească din alui scris pe cineva. Niciodată n-ați rămas neplinuți. Ba da, vreți să vă fac o listă? Domnul Ectin, ne abate de la subiect și acum așteptam cu domnul Bolaie. Diferență. Cu domnul Bolaie. Ok, eu nu mai am o întrebare. Da. Nu amână, că domnul s-a rămânut. Dacă v-ați să nebunim toți azi. Bun. Atunci să punem la vot proiectul numărul 2, care este pentru. Deci, haideți să mai luăm o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Domnul Munteanu. Domnul Munteanu, cum votați pentru proiectul numărul 2? Pentru. Domnul Munteanu, votați pentru sau contra? Haideți să o luăm împotrivă. Stați, domnul consilier. Împotrivă. Deci eu am 10 voturi pentru, da? Deci împotrivă. Niciunul.
Abțineri. Da, mulțumesc frumos. Următorul. Deci, proiect de hotărâri privind darea în administrația școlii gimnaziale Constantin Popovici Buhoci a unor imobile aflate în proprietatea publică a comunei Buhoci. Cine dezvoltă, domnul Bunat? E vorba de terenului de sport Buhoci Șmeghir. O să fie încheiat un contract și grădinița. Pentru că, în baza acestui protocol, va fi preluat curentul electric. Domnul administrator, mi-e explicați nouă sau domnul primar? Nu am inițiator, știi? Hai să vă explic eu dacă aveți mai deci așa cum știți, la nivel de oate voci, s-au dus la finalizare trei proiecte majore, să zicem așa, finanțate din diferite surse. O parte din surse de la bugetul local, o parte din surse de la Ministerul Dezvoltării. Cele două obiective finanțate din bugetul local sunt teren multifuncțional, teren de sport multifuncțional în satul Bijghiu, școala Bijghiu, și teren multifuncțional de sport în satul Buhoci, școala Buhoci. Și așa cum este firesc, aceste investiții, aceste terenuri trebuie cumva predate școlii pentru a fi folosite în scop didactic de către profesorii de sport și aceeași treabă și cu grădinița. Trebuie cumva predate școlii pentru a fi cumva folosite în scop didactic. Altceva, domnul. Domnul Colaie, înainte, urmează dacă îmi permite, domnul președinte. Am ridicat. Domnul Gop. Dacă tot se predau terenul este de fotbal, m-am dus și eu și mă stai să joc fotbal. Dar și eu linge, nu mai găsești veci. Că nu mai există plasă, nici pe laterale, nici un coș de un tomberon de gunoi. Dacă te duci seara și să joci fotbal, găsești și cutii de bere. Și ce vrei? Ce vrei și nu vrei? Plasă nu mai există și ce vrei să predai școlii. N-ai cum să predai la școală un lucru care nici nu... Nu-i finalizat. Deci, până acum, școala s-a folosit de acest teren și numai școala, și o parte din cetățenii comuni. Deci el a fost, cumva, folosit. Procedura legală pentru a intra pe Făgaș, așa o prevede. Predare, primire între instituții. El deja au fost folosite un an și ceva, doi ani, de când au fost... Tocmai asta e chestia, că nu s-a pus ceva să urmează, 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 camerele de bag de monitorizare, da, care o să stabilească vinovații și vinovații o să plătească. Da, deci nu. Deci încă se folosește, eu într-adevăr. Sunt pe alocuri, cumva, plasele distruse. Deja da? Distrus total. Deci că verificăm pe contract, atâta timp cât apare din vina constructorului, constructorul o să-și facă treaba, atâta timp cât se constată că nu e din vina constructorului, o să urmeze să le facem noi treaba. Dacă nu suntem în stare să educăm generațiile care vin din urmă, eu cred că suntem vinovați și noi ca părinți, și profesorii ca cadre didactice, și Consiliul Local până la urmă. Ori că știm numai să arătăm, uite ce face ăla, dar nimeni nu se spune, băi, tinerică, ia cojile alea, nu mai mânca să mânci pe ei sau nu cum asta. Asta cu vreo dată cu activitate în genul ăsta? Nu, băi, Miciu, uite acolo, o spart. Aștept, nu mai spun că tu să spart. Telecamere, nu se rezolvă situația. Dar unde e într-adevăr? Stimați colegi, vreau să vă anunț că chiar acolo, acel teren de care discutăm și de la Bijghiu și de la Buhoci, la început a fost foarte bun, dar un răuvoitor, că altfel nu putem să-l numim, că sârma aia care s-a împrejmuit de jur împrejur, nu poți să o rup cu mâna. Aia trebuie să fii oricum patel, oricum crește, suntem cu toți meseriași acasă, cred că nu punem sârma și o rupem cu mâna. Nu suntem atât de forțoși noi. Acolo
unii așa zis colegi de-ai noștri, unii așa zis cetățeni, vor numai rău. Păi a început să rupă un capăt, acum s-a rupt peste tot, cum a spus Lucian. Nu este posibil. Pus în altă ordine de idei. Chiar dacă s-a pus două coșuri de gunoi, mergeți la fața locului să vedeți că nu pune coșul de gunoi, pune alături. Aici și denotă de educația primită de fiecare acasă. Dacă venim și aruncăm gunoi la voia întâmplării și după aia vorbim și bârfim, niciodată nu vom realiza nimic. Nu vom realiza nimic. Trebuie să aducem educația pe ultima 100 de metri. Acolo sunt multe gunoaie și datorită faptului că n-ați fost un coș de gunoi la biserică. Toți care sunt la biserică aruncă gunoaie de acolo. Nu, nu, că nu are cum să treacă acolo pentru că este gard, domnul președinte. Este gard. Mulțumesc. Da, domnul Gunoaie. Mulțumesc frumos, domnul președinte, pe subiectul proiectului de hotărâre din nou, modificarea și completarea inventarului bunului aparținând domeniului public al Comunei Buhoi. Îmi place în general personal să lucrez cu materialul clientului, atât puțin cât îl primesc. Și țin să mă adresez din nou dumneavoastră, doamnă secretar, în care îmi menționa și atât dumneavoastră cu și domnul. Domnul primar, păi da, suntem pe proiect, domnul primar. Puțin respect, domnule primar. Suntem pe proiect. Deci îmi spuneți la proiectul anterior că abrogăm HCL-ul respectiv ca să facem o listă completă și veniți cu proiectul numărul 3, care veniți iar cu o bufățică. Păi dar administrare către școli. Ce păi dar venim cu proiectul 4 în care dăm în administrare către școli. Dumnezeu, cum mai înțelegeți? Cred că nu ne-am înțeles. Păi venim cu proiectul numărul 4 care dăm în administrare. Ele sunt în inventarul nostru deja prinse aceste lucrări. Sunt. Ok. Sunt, nu sunt actualizate. Anterior, că dar școala trebuie să-și facă și treaba. Nu știu ce, că de-aia aprobăm HCL-ul din iulie. Școala trebuie să-și facă treaba, să-și ducă activitatea. Grădinița dar școala își face, își duce activitatea mai departe prin proiectul numărul 4, doamna secretar. Avem așa, privind darea în administrare a școlii gimnaziale Constantin Popov. Dar bunurile rămân ale noastre, domnul Golae. Deci ați spus acum 10 minute că facem o listă completă pe care o aprobăm. Da, cu inventar. Cu inventar. Și? Scoatem, abrogăm proiectul respectiv de luna iulie, pentru că era o bucățică. Da. Și venim cu altă bucățică. Păi ori facem lista completă, ori mergem cu bucățică. Dar nu venim că nu completăm inventarul. Deci prefaci completare, domnule. Noi dăm un bun să îl administreze școala. Eu cred... Cine v-a scris proiectul? Dar spuneți ce, de unde vă referiți? La primit ce? Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buhoci. Despre care predare? Următorul proiect este despre predare. Cine vă scrie proiectul? Le întreb și eu. Au făcut mai multe ca poate, din trei sau ei mult. Doamne, mai înțelegeți ceva? Unde, domnule? Domnule, dați să nu vreți să înțelegeți. Păi cine vrea să înțelegeți cum ați urmat? Vreți să ne amestecați. Eu nu vreau să ne amestec. Proiectul numărul 2. Dar nu este numărul 2. Este numărul 3. 3. Proiectul numărul 2. Păi și cum ce ne amestec? Haideți să vedem. 4. Dar nu știu, poate i-am scris greșit. Spuneți unde-i aveți 4. Ok, deci nu facem pe bucățele, facem totul grămadă, dar de fapt tot pe bucățele le aprobăm. Lista de inventar. Predarea unui bun către cel care trebuie să-l gestioneze și să-l folosească, în speță, școala. Ce mai major, de ce le amestecăm, nu știu. Cât timp rămâne în proprietatea primăriei, nu se ocupă nimeni. Deci noi, practic, primăria ce vrea. O de în administrare, unii, așa ca să se ocupe de ea, să răspundă pentru ce este, ce nu este, ce se întâmplă și ce nu se întâmplă. Asta este, nu este altceva. Zică, o dai în gestiunii cuiva. Cum ai luat un bar în gestiunii, tu vinzi bere acolo, o bei tu, plătești, așa, dar nu este proprietatea ta. Tu o gestionezi, atât. Aveți ceva greșit, domnul Golae. Aveți contract de administrare, aveți. Da, vedeți, da, priviți să vorbim. Noi sunteți de acord cu predarea bunului către școală? Asta nu trebuie. Păi ce mai, supuneți la vot, domnul. Așa, supuneți la vot în proiectul numărul 3. Cine este pentru... Asta școală. Dăm la școală. Da, gata. Dăm la școală, dăm. Dăm la școală tot, domnule. Și primăria. Cum votați? Toți pentru, da? Le facem. Da. Da, mulțumim.
primul mic, suplimentar, nu știu ce mult. Cu școală, sindicatul. Costel diverse. Exact. Nu, nu, aveam... Da, ce la diverse. El la dormea și pe aia pe ea. Știți ce vreau să spun acum, până vă așezați pe tine, domnule președinte, raportor la proiectul anterior, ca să nu pierdem timpul. Până eu nu fac acuzii, nu fac nimic. Vreau să clarificăm din start un lucru înainte de a vota, și anume acela că cetățenii din comuna Boci vor avea acces, tinerii, copiii, vor avea acces la terenurile astea multifuncționale și după darea în folosință sau acolo. Ba da, dar acum să subliniem lucrul ăsta, că e foarte important, oamenii nu știu ce înseamnă. Terenul ăla de fotbal, nu știu dumneavoastră, domnule. Nu este numai școli. Sunt cetățeni care mă bază în activități sportive pe terenul ăla de 2 ani de zile. Da, 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 da. Dar sunt alții care și discutru, într-adevăr. Ordonanța de guvern 64/2022 ne-a impus, acolo unde nu erau valori actualizate în decursul anului 2022, ne-a obligat să facem actualizarea de prețuri pentru școala Buhoci. Valoarea totală actuală a ajuns la 7.455.622,18, din care construcții montaj 5.892.625,11 lei, valoare cu TVA, inclusiv TVA. De aici se pleacă cu licitația publică prin SEA, în funcție de sumele care vor fi prevăzute la momentul câștigării licitații, acolo mergem și facem act adițional cu ADR-ul pentru noile valori. Noi o mare parte din bani am cheltuit la proiectare, la avize, la tot ce trebuie. Mai trebuie să asigurăm 2% din valoarea rămasă de decontat. Deci mare parte din bani s-au dus. Ca să poți să obții o finanțare, trebuie să faci proiect. Da, fa. Și atunci să faci proiectele în bani. Nu, și ca să faci proiectele în finanțare. Ca să ai finanțare, trebuie să dai bani. Se legătură una cu alta. Mai dai soacă, nu mai faci tot bani. La tot timpul am venit către... Nu știu când te explicit-o fost domnul director, dar... Supunem la vot cine este pentru suplimentarea celor. Chiar că... Facă școală. Da, mulțumim toți pentru domnul Munteanu. Se abține domnul Munteanu. Domnul Munteanu? Cum votați la proiectul suplimentar? Aproar. Altă proiect pentru susținut, dacă știți, în decursul anului 2021 am avut proiect depus pe Ministerul Dezvoltării, în programul de investiții Angel Dalinie, asfaltă, în drumuri comunale de Sătești, în satele Buhoci, Dospinești, Ieșghir și Coteni. Același lucru. Ultima actualizare a fost făcută la nivelul octombrie anul trecut. Iar făcut actualizări cu firma din proiectare, valorile noi. Avem valoarea totală a investiției este de 24.731.774,93 valoare cu tot cu TVA, din care valoarea lucrărilor ce plus me 21.507.545,61 lei. Deci rămân în aceleași drumuri, rămân în întregime tot. Asta e valoarea actualizată. Numai că nu se fac. Deci, prin actualizare de prețul ajungem la aceeași valoare inițială pe care am avut-o propusă. Depășim undeva cu 1.300.000. Am și valorile vechi.
aprobate în octombrie anul trecut. Păi da, alea sunt aprobate de către... Da, pe noi ne-au finanțat Ministerul Dezvoltării cu 12 milioane. Păi da. Și acum făcând actualizarea asta, deci la prețul cu care ne prezentăm cu proiectul la București, în vederea semnării contractului, în care o să ne asumăm diferența de sumă de la noi, când se face licitația, clar scade valoarea, ei ne dau 12 milioane în continuare, iar noi atunci o să facem propuneri de atragere de fonduri sau susține din bugetul local, de toate sursele de... pentru finalizare. Să înțelegem că noi vom merge cu tot proiectul, așa cum a fost aprobat. Da, da. Ne explică domnul... Pentru că noi, 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 da, într-adevăr, domnul s-a alocat prin Ministerul Dezvoltării pentru implementarea proiectului depus 12 milioane, transformat în euro, 2 milioane, de 2 milioane și ceva de euro. Mă sperie, sincer, de sumile astea. Trecem peste asta. Noi am plecat la drum cu anumite tronsoane stabilite de comun acord și votate în Consiliul Local. Exista posibilitatea să renunțăm la anumite tronsoane pentru a veni la suma alocată. Asta însemna, asta însemna, noi între timp am depus... Deci, exista posibilitatea de a duce proiectul în zona sumei alocate, numai că trebuia să schimbăm tot ceea ce am muncit până acum, documentații de avizare, certificat de urbanism, toată procedura și însemna să o mai lungim. Dar în același timp, mai există și posibilitatea menținerii întregului proiect cu suplimentarea de la bugetul local sau și alte surse pentru a finaliza tot proiectul propus pe, atenție, proiectul propus multianual pentru rata implementării proiectului Angel Saline, care are o perioadă de... 2028. 2028, 2027. Da? Deci folosim, așa aș vedea logica, folosim banii alocați, după aia dacă mai avem bani sau mai acordă vreo sumă în Ministerul sau nu știu ceva. Poți să luptăm? Da. Deci asta e logica. Domnul Mocan. Stimați colegi, o singură întrebare, dar doresc și răspuns. Discutăm de acest proiect de mulți ani. Se pare că sunt convins acum că toți vom vota pentru. Dar vă întreb, când vom începe asfaltarea acestor drumuri? Ziua și data. Pentru că au trecut 2 ani, de 2 ani tot venim cu proiectul ăsta. Ba, când mai cresc prețurile, trebuie să revenim că nu mai corespund, că au crescut prețurile la materiale. Când vom începe lucrările? Explicați-vă așa și până ajungem noi la începe. Noi ne-am regăsit momentan pe lista Ministerului cu suma alocată. Acum vom duce acest proiect cu valorile noi la Minister, cu toate avizele, cu tot, și vom semna contractul de finanțare. Având contractul de finanțare, vom începe licitația publică de lucrări. Și de acolo după ce începe cu proiectul tehnic, dar înainte cu vreo două luni, înainte cu două luni de începerea mandatului. Domnilor, au trecut 2 ani, alții cum fac aceste lucruri? Nu face nimeni. Tot ce este pe Anghesare, nu sunt la nivelul nostru. Avea de două luni de zi la populista. Cum? Dacă mă avea și de la Anghesare, profesionalism, nu fac. Drumul care s-a asfaltat pe proiectul Anghesare, e bine de acolo. Drum județean, ăla e pe altceva. Da, județean, județean, sunt în comunal. Pe Angel Salin, sau prin PNDL. Angel Salin, ți-a dat pe știți că problema... Deci, la momentul actual, puteți verifica platforma Ministerului Dezvoltării și programa în care toate UAT-urile au obligația să depună documentații pentru a fi verificată și studiată și după aceea... Domnul Administrator, ne spuneați că s-au simplificat aceste aprobări.
acum începe. De acum, iar să luăm hărtiuțele și proiectele, să le ducem la București, cam cât timp durează. Ne mai ducem o dată. Vă duceți dumneavoastră cu proiectul. Da. La București. Mai duceți o dată. Benzina? De câte ori vă duceți? Zi proiect. Da. Faza dată. Da. O să fie dus în maxim o săptămână. Uitați aici în proiect. Da? Da, vedem, e foarte frumos. Deci, în baza acestui proiect, vom fi chemați la semnarea contractului de finanțare. Și primul drum care s-a stabilit. Eu am întrebat data, domnul președinte. Dumneavoastră face niște aluzii așa nefundate. Pentru că ați intrat acum în zona asta și nu vorbește gura fără dumneavoastră. Știi foarte bine Eu știu foarte bine. Știu foarte bine. Da, supunem la vot. Eu sunt de acord să fac în stradă. Ce este pentru? Avem un document depus de către domnul Vice. Așa, începem cu domnul Vice care a depus un document. Domnul Mocan urmează. Deci dosarul. Domnule, eu am comentat. V-a spus ce am de spus. Dar câte mâi. O comentat prea mult, domnul. Da, domnule. Nu susțin. E frică că nu mai ajung. Nu mai las pe jos. Da, da, am uitat din PNDD, nu-i pe ei. Cine e bun? Nu avea la 4 buni, nu-i bun. E frumos. Băi, băi, ce? Patru coșuri cu noi în comună. Zic, aveți proiect, domnul vicepremier. Nu, este o propunere, o informare. Lăsați-o să ne spună ce fare, unde le pune, cine are grijă de ele. Da, în mare parte vor fi poziționate în stațiile de autobuz, că este necesar. Păi sunt 40 și de stații? În intersect, în mare parte în centru, centru comun. Aveți un stație, da? Veniți cu propuneri, acceptăm noi propuneri. Păi sunt mai fiecare care nu puteau lua orice și fie face. Avem. Nu zici că nu vreau nici orice. Nu cu culoare mă interesează. Domnul consilier, tot timpul... Intenții, uitați-vă cum râde. Deci orice intenții venită bine nu este ok. Le-am ați ascultat, i-am de zis. O secundă, doamna. Mai vreau și eu să spun dacă domnul Mocan a terminat. Înainte de a intra domnul Mocan, pe emisiunea dumneavoastră, da? Ca să nu uit, avem două adrese din partea școlii, prin care ne solicită membrii în comisiile dumnealor. Ați fi de acord să fie aceiași membri, domnul Mocanu de anul trecut și domnul Dobișteanu de anul trecut? Da. Să punem la vot, adică să fie o continuitate? Nu, doamnă, să punem la vot... Eu am alte propuneri. Am alte propuneri, doamnă secretar. Da, domnul consilier, vă aud. Eu îl propun pe domnul Ilieș. Domnul Dobișteanu la fel, da? Chiar mai tare. Să punem la vot propunerea de continuare a reprezentanților. Da, da, se aproape de moaște. Da? Cine este pentru continuare? Da, domnul Ilieș, da? Stimați colegi, o să vin din nou cu o rugăminte din partea noastră, având în vedere că sunt singurul consilier de la PMP, și vin cu rugămintea dumneavoastră să încercăm să facem în centrul comunei Buhoci, aici unde a fost, lângă domnul decedatul director Popovici, să facem acolo, că deja au trecut 2 ani, a rămas în continuare islazul
Comunei Buhoci, unde pască foarte mare, cai și așa mai departe. Nu mai spunem că nu se mai cosește acum. Dacă te aud mai nou, mai din jur, mai nou nu se mai cosește, nu se mai face ordine. Chiar dacă se supără cineva din preajma mea, chiar îi rog să meargă la fața locului. Și rog operatorul să se apropie, să vedem ce aș dori. O scenă de vară, domnul operator, vă rog, mai aproape. Așa dori să-i frumos. Doresc ca în centrul comunii să fie această scenă, de care vom putea să ne folosim cu toți. Să facem o adunare frumoasă, ca colegii, elevii noștri, să vină să organizeze la Buhoci, nu la Bișghir. Nu, comuna Buhoci este la Buhoci, nu este la Bișghir. Și vă rog frumos, ca să nu mai stea pe roagă acolo, că vedeți dumneavoastră, stă de 2 ani de zile și tot mințim că o să mai facem, că vom face un magazin. Eu, dacă am cerut sprijinul dumneavoastră și dumneavoastră sunteți de acord, îl rugăm pe domnul primar, având în vedere că este ordonatorul de credit al comunei Buhoci, un bun pregătit, un om care, acum, având în vedere că avem și bani, este adevărat domnul primar. Avem? Mai degrabă facem un trotuar. Deci, cronologic, înainte de toate, știți foarte bine, avem o hotărâre de Consiliu Local referitor la acel teren. 2. Dacă se vrea schimbarea hotărârii Consiliului Local și implementarea altor proiecte, există posibilitate, dar în același timp trebuie asigurată și sursa de finanțare. Trebuie verificat în buget. Dar domnul primar, dar dumneavoastră a spus că aveți bani acum când este vorba să facem obicei. Eu bani pentru... Dar pentru... Domnul primar, vă aduceți amintiri că ați venit cu asemenea fotografii să facem o putere la dumneavoastră în sat. Ați văzut toată lumea fost de acord. Acum când este vorba să facem pentru comuna noastră, nu putem face nimic. Domnul Iftimi vrea să vă completeze. Mulțumesc, domnule. Observați, domnule viceprimar, că eu așa zâmbesc de obicei, nu zâmbesc doar la propunerea dumneavoastră, ci ca să vedeți că am ținut atent la propunerea dumneavoastră, încep cu ea. Ești un măscărici. Ei bine, așa se întâmplă la final. Supunim la vot cine este pentru. Este clar. Măscăriciul a ieșit din casă. Am vrut să fiu drăguț, am zis clown. Avem acolo clown, aici măscăriciul. Domnule primar, a transformat ședințele de Consiliu Local într-o mascarată. Trecem la subiecte serioase. Eu vreau să întreb. Asta era subiectul? Era subiectul principal deschis de domnul și după aia trec la domnul Mocanu. De la domnul Mocanu este simplu, ideea este salutară, benefică, eu sunt pentru și voi susține până în considerare de acest proiect. Și a raportat la domnul viceprimar, care a decis să ne facă măscăriși, dumnealui cu 8 clase, atâta gândește. La final de mandat mă gândesc, o singură întrebare, 40 de coșuri. În 2 luni, maxim, cât mai are mandat, are timp să implementeze acest proiect, e doar o idee. Îi implementează domnul Mocanu. Vine ea. Nu, eu vorbesc foarte serios. Domnul viceprimar ar trebui trimis puțin la școală. Dacă ar fi o lege care să nu permită celor cu 8 clase să ajungă în funcții publice, domnul primar ar rămâne la distanța de clasă. Mulțumesc frumos!